Bogdan i-a trimis Irinei un ursuleț de pluș și un buchet de flori. Chiar nu mai înțeleg. Eu cred că este extrem de dornic să se reîntoarcă în casă. Pentru că altfel nu-mi explic de ce graba asta, de ce nu lasă să vadă ce se întâmplă cu Irina. Mai ales după materialele de astăzi, ar fi fost îndreptățit să mai aștepte o perioadă să vadă încotro se îndreaptă Irina. Dacă a simțit să-i trimită un buchet de flori și ursule și așa, înseamnă că este foarte dornic să se reîntoarcă în casă și atunci nu mai contează în ce condiții și cum. Cumva vă dați seama că Irina nu mai are ce pași să facă către Roberto sau oricine altcineva, pentru că ar da prost la public, mai ales că a primit ursuleți, flori și așa mai departe. Și cumva condiționată să rămână în zona asta lui.